Primii ministri convocați la discuții cu Marcel Ciolacu sunt cei implicați în gestionarea Programului Național de Redresare și Reziliență. Noul premier îi va primi și pe sindicaliștii din educație. Potrivit programului oficial anunțat de guvern, Marcel Ciolacu are o întâlnire de lucru cu vicepremierul Marin Neacșu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Căciu și ministrul finanțelor Marcel Boloș. Întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria, în contextul în care premierul a vorbit încă de la desemnare despre reducerea inflației, iar în prima ședință de guvern a cerut mobilizarea generală a tuturor funcționarilor pentru atingerea jaloanelor și țintelor din PNRR. De la ora 12, premierul se va întâlni cu vicepremierul Cătălin Predoiu, vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Căciu, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Justiției Alina Gheorghiu. Un alt punct important pe agenda premierului este discuția cu sindicaliștii din educație. Aceștia au încheiat greva generală care a durat mai bine de 3 săptămâni după ce li s-au făcut promisiuni ferme legate de legea salarizării, acesta urmând să fie pregătită până în 15 iulie. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a mulțumit aleșilor pentru votul de încredere pe care l-au acordat pentru cabinetul și programul de guvernare pe care le-a propus. După ce liderul liberal și-a depus demisia de la conducerea Palatului Victoria, așa cum au convenit la finalul anului 2021. După emiterea hotărârii Parlamentului privind votul de încredere acordat, guvernul Ciolacu va fi investit în cadrul unei ceremonii ce va fi organizată la Palatul Cotroceni, relatează gândul.ro.